Som pregătită de orice. Băi, bă, ești pregătit de orice, în orice moment ești pregătit de... Fumează, fumează, no. Mă duc pe stel? Ziceți cum facem. Uite cum facem. Stai pe loc, am zis, n-auzi? Băi! Nu! Nu, că e ăla... Bă, dar lasă-mă, mă! Hai, bușe, băi. Bine am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi se vor întâmpla lucruri cel puțin interesante, pentru că va trebui să-l urmărim pe Petre în date-ul lui cel mai probabil de astăzi, cu acea fată necunoscută care pare destul de suspectă. Iar pe lângă asta o să mai avem câteva faze probabil cu bezea. Știți că data trecută a fost situația un pic cam prea prinsă și am văzut că mulți dintre voi v-ați supărat în comentarii pe cum a făcut, cum s-a comportat bezea. Și pe bună dreptate a fost destul de haos, adică destul de nervos, destul de multe chestii și trebuie să o rezolvăm astăzi cumva. Vedem dacă trebuie să recurgem la violență, deși sper să nu, pentru că ar fi bine să nu. Dar vedem noi care este situația astăzi pe episod și sper să fiți alături de mine. Nu uitați că episodul mai întâi este făcut pe Trovo, așa că vă aștept numărul mai mare pe Trovo, pentru că pe Trovo mai arătăm câteva secrete, mai spunem câteva secrete din spatele seriei Mariusel, ne jucăm mai mult pe Trovo. Așa că intrați neapărat pe Trovo, pentru că probabil când vedeți premierea asta, poate suntem live chiar atunci pe Trovo. Așa că intrați pe primul link din descriere și dați un follow pe Trovo, pentru că acolo suntem live de obicei, când nu suntem pe YouTube, evident. Dar pe Trovo putem să facem totul mult mai bine, fără mai multe stres, fără copyright-uri, fără o grămadă de chestii. Și da, e ok. Bă, văd că nu-i nimeni acasă, care e treaba? Nu știu de toată lumea din casă. Dar nu uitați să dați pe butonul de like dacă vreți să vedeți în următorul episod la fel de repede cum a apărut și acesta, pentru că ați văzut că încerc din ce în ce să postez mai des, deși cu bacul e destul de greu. Nu știu unde e toată lumea, frate. Unde e toată lumea, frate? Ai, uite-mă, pe tataie. Neața, cu metre. Să trăiești, să trăiești. Ce faci aici? M-a pus maica ta să pun flori pe aici, pe grădina asta. Noi avem câine? Da, l-a dus la plimbare. Nu cred, eu de ce nu l-am văzut ba până? Da. Uite, nu vezi, îl cheamă Ciop, eu i-am pus numele asta. Și tu te-ai pus acum să plantezi aici în față că vezi le face... Păi dacă m-a pus, că s-a dus cu câinile, nu știu unde. Ok. Mai e cineva pe aici? Pă, nu știu... Ne poate, eu am discutat cu maică-ta și m-a, după aia am venit aici. Ce săpă-i la acolo? O chinui în continuu. Nu știu ce săpă tu acolo, mă, tata. Ai venit cu acela asta aia treaba aia. Hai să mâncăși noi ceva, să ne trezim ca lumea. Bă, astăzi trebuie să mă duc după Petre. Ți-am povestit, mai știi ce ți-am zis ieri? Faza cu tipa aia, cu date-ul, cu how. Da. Ei, trebuie astăzi să văd care-i treaba. Că mie-mi putea ceva putre de acolo, pentru că tipa aia e mare. Și gen, Petre are 15 ani, ce vede la Petre? Aia e întrebarea mea, știi? Petre parcă e prea mic pentru așa ceva, nu știu, mie să-i facă ceva, știi? Sau să întâmple ceva necurat pe acolo, așa, pe la mijloc, nu știu. E ciudat. Mie mi se pare ciudată faza, sincer zic. Da, să aveți grijă de el, că dacă nu vă bat pe toți. Ha? Vă bat pe toți? Tu ne bați pe toți, mă? Mai ne poate. Aolo! A, astea... Frederico? Cred că e la baie. Este Frederico? Da, cred că dacă a rămas peste noapte. Ce pa? Ui, olu, lasă-l, băi, lasă-l, băi, faci și lulu. Iuci! Mai ce, băi, că te auzim, băi, că te speli pe dinți. Uși, îmi bag în gură ca lumea. Da, se spală rău, dar tot. Nu mai poate. Mamă, dai dă cu așa. Ei, mai ușor, băi, că-ți drop gengele alea. Scui pădă în inimă. Așa faci. Bă, ești ok? Ce frumos sunt. Hai, frumosule, ieși afară, că-mi intru peste tine. Bă, să nu ne aude, mă, ce... Păi, tata e. Băi, ce se întâmplă, băi, se bate cu lemnile pe acolo. Băi, se bate cu lemnile, bă. Tata, eu te las pe tine, că nu-mi trebuie peste dacă e nervos. Eu nici atâta, băi, că-i dau cu lopata asta în cap. Bă, gămești, tu comentezi. Bă.
Mă, strig pe mobila asta. Dar ești de acolo, băi, că strigi mobila, băi. Intră tata aia peste ele, că nu-i permitem. Eu nu-i permitem. Dă-te din spatele. Băi, băi, strigi alea, băi, alo, alo. Ce faci aici? Stai de la postaură la mine. Băi, strigi. Bă, cum e tre? Nu-și la tine acasă aici. Ieși afară, hai. Ieși afară mai repede. Că, oricum, da, doi. Nu! Băi, ieși afară, băi. Cum e tre? Ce ai, mă? Ești nervos? Te-ai trezit cu nervi? Păi dacă faci, du la pola. Nu pot să mă spăl pe dinți, vere. Păi lasă-l, băi, nea. Se dă dulapul la tine? Băi, da, lasă-l, așa e, ce să-i fac? Așa în oglinda aia? Bă, dar să uitau urât rău de tot la mine, ești nebun? Bă, 7 ani de ghinion. Bă, sper că... Păi stai, mă, l-ai făcut... Bă, sper că nu l-ai stricat, că numai că te bate Miruna după. Mamă, îți vezi ce-ți face Miruna, cred că vine acasă. A, pe ce o stai stricat, nu știu. Ha? Cum e stricat? M-am pișat pe jos. Băi, vere! Aaa, cred că și eu am făcut asta, parcă. Nu, e un cadă, e un cadă episodul trecut, nu? Ce o să tai? Uite, a, tatuaj. Am fost în grădina, tu. Da, chat. Bă, uite, am avut un derby. Voiam să vă zic ceva. Da, am auzit. Mă gândeam să-mi fac un tatuaj. Da? Da, pe ce că mă sun și ceva. Ia un șer, sună ei. Alu, mă auzi? Salut, frate. Trezire. Ce faci? Eu bine, tu? Părăciosule, gata. De unde ești? Ai treabă? Dacă mă e așa, să știi că n-ai nici ce vorbi cu mine, să știi. Păi, ți-am vorbit frumos, zi, ai treabă? Să zic da sau nu? Ai? De ce trebuie? Să ne întâlnim în două locații. Și să facem ce? Iară să mă iei la mișto sau ceva? Nu te iau la să... mișto. Zi. Nu la telefon, nu vorbesc la telefon. Bine, mă, ne vedem. Zi unde? Îți dau locație, hai. Bine, hai, pa. Ceau. Era bezea. Hai să ne vedem. Vei cu mine? Băi. Ce, mă? Ce tatuaj vrei să-ți faci, mă? Eu mă gândeam să fac un tatuaj așa, mișto. Uite că și la arătă. Ceva pe mână sau ceva așa să îmi dea mai multă, nu știu, ori... O banană. Mă descrie, ce mă descrie. Nu știu ce zice maica ta. Ceva... Un câine, eu zic așa. Da, stai puțin două secunde. Că întrebarea episodului de astăzi, guys, asta este practic. Să ne facem sau nu tatuaj? Spuneți-mi în comentarii și dacă da, spuneți-mi și ce ați vrea să fie și unde să fie. Spuneți-mi neapărat în comentarii ce propunere ați avea voi de tatuaj, de ce știți voi că există pe GTA 5 sau așa, unde ați vrea să fie și ce să fie, ca să fie mai interesant. Mă gândeam să ne facem tatuaj, dar spuneți-mi în secțiunea de comentarii ce idee aveți, unde ați vrea să vedeți și chestii de genul, ok? Sunt tare curios să văd ce vă bate vouă gândul în comentarii. Așa, hai, vii cu mine sau nu? Tataie, tu rămâi aici? Te descurci cu grădinăritul sau? Cum să nu? Bine. Ai, hai că te țin la curent care e treaba cu Petre. Eventual poate vine și... Dar unde s-a dus maica mea până la urmă? Eu ce-am spus, s-am spus. Cu câinile am înțeles. Cu câinile, da. Hai, bate se întoarce până mă întorc eu. Hai, baftă. Da, posibil, posibil. Baftă. Hai, spor, spor, aveți grijă de voi. Ciao, ciao. Hai, pa. Cu ce mașina mea grijă? Mașina mea. Să mergi la un care sus, stai. Bă, parcă era o... Frederico! Da, ai primit locația? Parcă era aici, cred în spate, da. O mașină. Eu îmi dau mesaj la tine și primi un mesaj singur. Îmi dau mesaj singur. Am primit, mă. Stai cum uite acum. Am primit mesaj, le-am văzut, parcă în stânga mea apare. Bă, nu mai vedeți că... Chemast Uber, Uber. Da, mă. Bă, nu e așa departe garajul dacă vrei să Uber. Păi mergem pe jos, hai. Bine. Hai, ceau. Hai, pa. Prim mesaj de la asta cu locația. Ai primit, mă? Ia uite. Da. Bibi, ai idee pe unde? Bibi? Da. Nu știu, cred că s-a dus cu ăla mic. Ah, e cu Sebi. Da. Ah, ok. Am coache garaj aici. Astăzi trebuie neapărat să vedem care e treaba cu Petre. Poate te anunță și pe tine când se duce, unde se duce, ok? Dă-ți-l la curent, că vreau neapărat să... Păi a zis că... Păi, bă, frate, gândește că are 15 ani. El și aia are, nu știu, pare mai mult. E că tu cât îi dai tipe alea? Clar peste 18 oricum. A, asta da, clar, că are și mașini. Păi, na. Bă, eu ți-am zis, cred că se droghează.
Da, nu știu dacă să e adevărat sau nu, dacă... Nu știu, nu funcționează. Stai puțin, mă, să ceva. Alo? Alo? Bună, Marcel, ce faci? Lucy? Da, eu, ce faci? Bine, uite, eram cu Frederico. Trebuie să mă întâlnesc cu Bezea să rezolv niște chestii. Ah, bun, bun, bun. Ai timp să ne vedem? Cu ce ocazie? Nu știu, așa o ocazie. Păi cam am treabă acum cu Bezea. Și aș putea să vin și eu? Dacă nu te deranjează? Iară, te sună lui. Stai puțin, stai puțin, două secunde, două secunde. Face Olympus. Ok. Chat, vine cu noi sau nu? Ia spuneți-mi, mă, Blon și Pănăria cu noi? Da, bă? Ar merge să o chemăm, dar nu acum. Nu, acum? Da? Zic că ar merge, dar nu acum, poate. Și cum facem? După ce vin cu Bezea, mă duc la tine, știau. Ok, te așteptezi, oh, no. Dar o să dau lucrație, de fapt. Bine, ceau. Ce, mă? Te-ai dus să iei, a? Ce, mă, zici că am eu vreo treabă cu ea? Bă, dar... Tu stai așa cu fetele astea de fac OnlyFans? Adică tu stai... Vero, nu stau cu nimeni, ești nebun la cap, eu nu, mie nu-mi place de ea. Apoi ce? Tu mă auzi? Mie nu-mi place de ea, dar... O persoană în plus ne strică. Bă. A, tu, bă, tu vorbești, mă? Tu-i cereai contul ieri. Păi tu vrei content în privat, Mira. Du-te, mă, bă, de aici, ai voi content privat cu ea, du-te, mă, de aici. Băi, bă, ratat, eu vreau să văd dacă face Mira content cu ea. Asta era, mă, da, corect, ai găsit scuză să-i spui acum, nu? Cum adică, mă, bă, de-aia am întrebat dacă face colaborare. Bă, tu vrei, bă, da, colaborare cu tine, cred că vrei, sau oriceva, da, nu. Da, eu mi-am văzut audio, să știi. Ești că e Pantera Neagră. Dar cât a costat asta? Te-ai plătit din banii aia? Păi am plătit audio și mai am dat vreo 25% din audio, cam așa. E clar. E clar. Pe aici? Aici, în dreapta. Du-te în față, față, față. Parcă mai aici? Nu știu cum vrei tu. Dar pe acolo, în față, nu zisese el. Dar sper că n-are dorințe ceva nașpa asta. Fac 7 ani de când nu mai fumez. Fac 7 ani de când nu mai fumez, Adrian. Bravo, bă, Adrian. Păi, sincer să zic, nu văd motiv să fumez. Vă spun absolut sincer, nu văd. Eu vă spun sincer, am 18 ani, niciodată, nici măcar nu am încercat. Pentru că, vă spun sincer, eu alte chestii, spre exemplu, vape sau narghilea, dar astea am încercat. Dar, țigară, bă, nu-mi place cu miroase și, pana mea, de ce faci asta? Nu știu, îți face rău și miroase nașpa, nu văd niciun avantaj. Like, așa se merge, nu văd. Ok. Golf. Pe ploaia asta? Da, nu știu care e treaba cu ce vrea. Ai vreo idee? De ce? Mamă, hai că s-a mai oprit din ploaie. Felicitări. Dumnezeu mă iubește. Bă, sună pe ăsta. Hai că sună. A, uite-l, 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 uite-l. Unde? Față. Oh. Ai zoomi? Mm. Ah, ok. Mă, deci pentru o secundă chiar am crezut că poate e ceva nașpa, dar când am văzut-o pe zoomi, gata, e ok. Clar e ok dacă e cu zoomi. Sper că acum e mai în regulă, că clar dacă e cu zoomi, cred că face pe nebunul. Ah, ești copil. Dacă cumva zici că te iubește, îi spui, îi spui ce ți-am zis, da? Fredo. Salut. Fredo, da, da. Spune-te-l frumos lui Robert că-l iubești. Robert, te iubesc. Nu ești gay. Ce zici? Ce mai spune dată, mai spune dată. Bă, bă, Robert, mă, t-a zis că te iubesc, eu nu te iubesc. Bă. Bă. Cum adică, mă? Mă faci eu plâng. Bă, ești discuție? Zi acum, îl iubesc. Zi așa. Nu mai zic nimic. Zi așa, bine. Mai să-i spune că îl iubești. Bă, Robert, te iubesc. Ești drăguț. Ce-ai zis, mă? Să mă bate tata de înțeleg ceva din nu știu ce stai micul. Păi stai, mai spune o dată. Nu voi înțelege. Ai înțeles, mă? Nu înțeleg. Mai spune cu toată gura. Spune. Nu ești gay.
Ah, sunt gay. Ok. Nu sunt gay. Ce? Ce zic? Zic că nu-s gay. A, nu e. Da. Păi așa ceva nu învățați la vârstă. Mami, și-a zic așa. Mă duc și eu până sus să-mi iau un suc. Bine, și tu vine cu acum să vorbim. Stai aici cu copilul, da? Bă, vezi că ești zgâriat. Ești ok? Nu, sunt ok, mă, da. A, stai că vin și să vorbesc cu voi, nu mai mi-au suc. Bă, doamne. Ce, nu știi locul, mă? Aia, nu e gay. Ce zici? Am fost pe aici, te-am mai chemat pe aici. Nu știi că mă joc golf. Să mor, dar mai țin minte. Cred că n-ai mișcat golf, dar nu știu cât timp, nu cred că te-ai mai duc. Păi da, dar acum vezi că s-a ocupat. Ești ocupat? Ce ți-a fost venit, mă, ieri? Spune și mie, ce ai avut ieri? Ce ți-a venit ție ieri, că m-ai enervat tu, după m-am enervat și eu, pentru că și tata e tu, da? Îmi bărlega că e copilul meu, că nu știu ce, mai faci un test, mai faci un test. Dar și tu, bă, te-ai... M-ai enervat și tu, pentru că tot plecai de acasă și m-am enervat și eu după. Ai fost tu nervos, am fost și eu nervos și ai și tu un... Ham. Da, sunt de acord. Tu nu poți să înțelegi că eu am nevastă și copil? Păi și te mai gândești că... Eu mă gândesc, ce, Miruna, tu crezi? Păi cine a zis, cui a zis, mă, cine a zis de treaba asta, cine... Și tu, erai și tu acolo ca și cum ar fi posibil sau ceva în genul ăsta. Eram, bă, eram acolo, stai pe canapea, n-am zis nimica, ți-am doar ție că de ce plânge atâta și de ce pleci de acasă. N-am zis nimica că e copilul meu. Nu știu, mă, deci... ideea e că, mă, și pe mine mă enervați și mă enervați toată situația și că tu, nu știu, mă rog, a fost nașpa, ok? Păi, da, ce, a fost vina mea? N-a fost vina mea. A fost și un pic vina ta. Bă, a fost și puțin vina ta, dar a fost că și vina lui tata, e vere. Da, și vina tata e că tata e vorbea prost. Da, hai că a fost vina tuturor, atunci, hai. Da, deci până la urmă, da, uite, ne împăcăm, hau meu și ea e. Da, mă, da. Hai, bă, eu zic să vă cereți fiecare scuze, un noapte. E ok, da? Gata. Da, frate. Ce faceți? Bine, bro. Mi-ai văzut, auzi, fii tu? Suntem meci. Hai, stai în brațe. Mă în brațe? Da. Hai, frate, eu în brațe. Full power. Vezi, mă? Când ne înțelegi. Bă, ce faci, mă? Poză, s-o pun în... Ai zis, bă, și... Cine ai zis, bă, și? Te pozeam pe telefonul ăsta. Uite-ți ce... Da, i-a făcut semnul, tata, e să tacă atunci. Mai bine, mi-e greșit. Bă, credeam că tu ești prost, bă. Dar m-am înșelat. Nu știu, mă rog. Ce? Aaa, oare. Credeam că tu ești prost așa. Păi vă că a doua zic să aruncă asta după balcon, că crede că zboară. Ce faceți? Ce-am avion cu motor. Da. Să mergi cu motor? Vezi să... Nu, îl învățam legat de avion. Robert, vezi să nu faci avion cu motor de la balcon, da? Da, mă, și pe mine zbor. Că nu te ia, nu te ia în zbor. Mergem cu avionul, o să mergem cu avionul într-o zi. Nu mergem cu avionul. Da? Îți place Spider-Man, Robert? Da. Să nu faci ca Spider-Man. Să nu faci. Vezi că chiar cred în Spider-Man. Da? Da. Despre ce vorbeați acolo? Mamă. Face ca golf, cam prea puțin timp. Mai țin minte cum ai luat mănușa aia cu... Ce vorbeați acolo? Voi ați vorbit pe ceva? Ce ați vorbit acolo? Am vorbit de o chestie care a fost un haos și s-a rezolvat. Probleme. Da, probleme. Majore. Ce ai mai făcut? Tu ce faci, Zumi? Eu ce să fac? Cu copilul. Ce să fac? Treburi de mamă. Și cum e? E foarte bine. L-am învățat cum face avionul. O să mergem și cu avionul să o facem. Ceva mai experiență, de sănătate. Sunt ok. Da, încă... Și altceva? Da, cred că cam atât am. Și l-am îmbrăcat pe BZA să fie meci cu mine. Uite ce frumos suntem. Mai trebuia și Robert, dar la Robert n-am găsit. Azi că este bine așa cu Jordan. Unde ți-e copilul? Al meu e cu Bibi. Ai bine. Cu Bibi nu știu care e treaba exact, dar nu prea mă anunță când se întâmplă chestii de genul, dar trecem peste. Și Petre? Petre? Ar trebui să iasă... Oh. S-ar putea să vorbesc acum, chiar acum cu Frederic la telefon. Are date? Da, are date. Date? Da, cu una. Auzi, Zumi, are date cu una. Și Robertu să aibă date, nu, Zumi? Ce? Taci din gură tu. Cine are date? Ce date are Robert? Nu mai au ea probleme de la restaurant? Cretin,
Grădinița, păi tu nu mai fi prost. Cu fata. Păi dar nu, păi, cu grădinița. Răgușești, ești nebun la cap. Zis. Aha, și te duci... Te duci la ea... Acasă, să înțelegi. Îi place de vreo fată? Mai stați, nu? Nu, are, pare fetișuri, bezea cu copiii, dragă. Mă, dar ce are pe această vârstă? Eu? Păi, dar... Robert, îți place cum are vreo fată? Da. De la grădiniță? Hai, te pup. Angeia. Angeia? Angeia? Cum? Angeia. Andreea? Mm. Și cum arată Andreea? Aolo... Povești complicată. Dar ce e ca așa complicat? Spune cum arată. Părul negru. Părul negru? Da. Aha, și ce te atrage la ea? Coru. Care e cuiu mai? Bă! Ce? Robert, hai cu mine, hai cu mine să discutăm ceva. Hai cu mine, lasă. Dar de ce îți place ție fundul la fată? Păi ce-a zis odată că ce îi place cujul lui mami că-i mare. Fii atent, Robert, are cur mare? Fii atent, când ești la grădină, fii atent, te duci și îi bași mâna în chiloți. No! Bă! Ce? Popolește, ce urat! Băi, ești prost rădătut, ce aia, băi, ești prost rădătut, vrei să... Să nu faci așa ceva. Nu faci așa, că vine după mami moare. Mami moare dacă cumva faci chestia asta. Vrei să moară mami? Nu. Nu faci așa ceva. Foarte bine. Era idee bună. Gata. Bă, vera, chiar era idee bună. Că după fetița aia, după ce o să mor eu, o să-ți mai facă și ca cum face mami lui tati. Și nu cred că vrei să fii lovit. Nu uite ce fost cu copilul Natal. Nu trebuie să fii tati lovit. Mami, trebuie să fii sănătos și frumos. Ce zici, mă, frate? Nimica. Ce ai zis, mă? Nimic. Că aș îi face tati lui mami. Ce? Dar ce treabă aveți voi, mă? Nu contează, lasă. Deci, Robert, nu. Mai aștepți acum. Mai aștepți. Ne-a pe la... Cât? 14. 10. 14. What? Păi tu ești nebun. Bă, tu fii tu când îl lași, mă. Bă, mâncați, ai vreun coace, mâncați, ești gura ta. Ce-i, mă? Robert, stai acolo. Bă, Vere, are... Câți ani are, frate? 5 ani? 6 ani? Păi și ce vrei, mă? De Vere. Mic să fie. Vere, ce să... De mic, bă, ești de nebun. El... Ce de ești nebun? Ești... Ce să știi, mă? Nu rata nicio femeie. Bă. Gata, fata. Ce? Bă, Vere... Cum le prinde pe toate? Jap. Nu-i ok deloc. 5 ani, bă, gen, de-acum păi să da, înveți, tocmai. Mă. Păi ce să înveți, mă, că ești nebun, că are băciuca... Are... Pare... Piști din... Nu mai zic nimic. Are butonul de la lift. Are... Bine, mă, are joystick una. Acolo, ești nu? Are cotură de la mână. Păi ești pene atunci, nu? Da, așa-ar... Dar și așa trebuie să iei ușor, că pana mea poate ajunge în alte părți după aceea dacă le iei prea devreme. Pana mea, tu ce crezi că există fete care sunt așa, pe la... Bă, da, o băga și el mâna la berberiță. Mergeți, unde mergem? Mergem, ai zis tu unde vrei, tu n-ai zis că vrei să te vezi cu Lucy? Poate vrei și tu să dai conte privat cu ea. Ce-a făcut eu? Lucy? La dupel. Content, în privat. Ce Lucy? Exclusiv pentru Benzea. Nu că gen, la sunar Lucy. Lucy care zic... face OnlyFans? Doamne. Marisel? Ai zis că vrea să mergem la ea acum. Bă, Benzea, n-ai zis că vrei să-ți faci abonament? Adică ce așa faci? Sumi, tu-i crezi pe ăștia? Păi cine-i crezi pe ăștia? Lasă că îmi fac și eu cont privat și îți faci mai abonament la mine. Singur abonat. Ar fi bine. Nu poți să îi le trimiți direct. Trebuie să-ți faci cont. Ia uite-mă, bă, faci mașina? Da, de familie. De familie. E bun, e bun. A, mă piși. Dă-te. Bă, nu. Bă, dă-te. Bă, ține-și tu perete, că mă și cac. Stai acolo. Gata. Bă, pleacă de aici, Robert. Stai, mă, că te caci pe piciorul meu. Lui, stai, șoștă pe șoștă. Doamne, de unde ai învățat astea, mă, nebunule? Hai, urcă-ți pe Robert. Pe TikTok. Pe TikTok. Doamne, băi, lăsa să se uite pe TikTok? Nu, mă, cea mai mare greșeală pe care poți să faci unui copil la vârsta lui.
Așa. Hai, porcă spate. Așa. Hai să mă. Unde mergem? A, în merg și? A, ok. La Lucy mergem. A, mergem toți, ok. Mai mergem toți, să trecem. Gangbang, nu? Nu. Mi-au și o mașină, că cred că m-au tractat ăștia. Nu? Și mergi cu a mea. Păi nu, mergem la un garaj să-mi iau și-o pe a mea și mergem cu a mea mai bine, ca să avem mai multe spațiu, ca să n-asta e decât două. Hai să-mi iau cu mașina mea, da? Bine, nu mă, să-mi iau și-o mașină, nu știu. Dar mergem prea mulți după aceea, dar hai. Hai să întreb pe tipa asta care m-a sunat Lucy. Unde mă duc? Bă, dar ce se trebuie de luat pe ăla la mine? Unde să vin? Hai, du-te și ieți. Da. Da, uite acum. Deținute. Ia uite-l, mă! Da, mă, da. Frumos, frumos, da, mă, chat. Nu uitați să facem rapid peste 2500 de like-uri la episodul ăsta. Ce vezi cu ea? Acum am primit mesajul. Dacă vreți, următorul episod de mare să apară joi pe Trovo. Pă, bezea? Te abonezi în casă? Să vezi ce derby am. Neapărat dați pe butonul ăla de like. Păi ce-i văd? Veri, eu nu știu unde e Bahamas. Unde e Bahamas? Bahamas? știu eu unde e, știu Club unde Bahamas, e. Hai, du-te. Hai. Și acum eu nu mai am nitro, forță. Trebuie să turnăm și noi mașina. Trebuie să turnăm și noi. Să turnăm acum. Poate după ce o luăm acum pe Lucy. Deși nu știu ce vrea așa de mult să stea cu noi, eu nu înțeleg. Nu înțeleg. De ce ar vrea să stea de mult cu noi? Wow. A, uite mă, Bahamas. Robert, stai mașina tu. Bă! Oh, hello! Hello! Mamă, dar... Asta e... Mamă, dar... Asta e Luisa pe care ți-ai tu? Da... Ce? Purcă! De unde vii așa îmbrăcată? Sau mai bine zis, dezbrăcată? La clubul tău? Da, păi am fetele care dansează aici, fac bani. Și tu ce faci? Fata, ajută-mă și pe mine. Eu sunt patroana. Fata. Eu. Ai colegi? Nu, n-are. O fu? N-are. Nu, n-are. Au fetele mele, nu am eu. Nu are. Hai mașină. Dacă unde sunt fetele? Vreau și eu să învăț despre astea. Să lasă-vă jos. Lasă-vă jos. Vreau să-mi impresionez iubitul. Robert. Urca mașina, da. De. Mi-a zis Pete că e la ea acasă. E la ea acasă? Da. În club? Fetele, da, fetele, unele fete dansează aici. Mergem la ea acasă și tragem un ochi. Hai că da. Să mergem, mă gândeam să turnez un pic mașina, dar nu știu, să fac acum sau să... Nu știu ce să zic. Sau să mergem direct să vedem care e treaba. Ce faci, piciule? Chat, voi ce ziceți? Mergeți să tunăm mașina sau mergeți să vedem care-i treaba? Stai, mergeți direct să mergeți. Bine, hai să mergeți să vedem care-i treaba. Bravo. Mergeți direct să vedem care-i treaba. Mergem toți. Hai, urcăm. Ar trebui să mergem mai puțin. Păi, hai să mergem să pacăm în parcare sus și dacă e merg eu cu tine și cu Bezea, nu? Bine, și stă Lucy cu... Ai vrut să rup pe mașina asta pe viteză? Mhm. Băi, Robert, intră mașina. Hai să mergem undeva, să le lăsăm pe Zoom și pe... Tare. Ce mă? Hai să mergem într-un loc. Bă, avem... Fii atent, lasă-i mașina lui Zoom și hai cu mine. Că avem... Stai mă, nu acum, mergem mai să le lăsăm pe ei. Păi vin și ei. A, vin și ei? Ok, hai. Da. Bine, bă, hai, nu da. E... Sunt prea mulți, dar hai. O luăm tip-til. A, bă, știi care-i treaba? Lucy! Ei, eu sunt aici, zi. Ești puțin gânditare. Nu. Nu, mă gândeam că vorbești cu ei. Uite ce face asta. Trebuie să urmărim un frate. Fratele meu mai mic. Am înțeles. Umblă cu o fată care e mai mare de vârsta lui și ceva e putut la mijloc că fata pare să dea interes și nu înțeleg de ce. Nu ți se pare ceva ciudat?
Da. Foarte. Tu cum de aveai timp liber sau așa? N-ai treabă, altă treabă, să stai cu noi, nu vreau să țin timp, adică... Robert, stai, stai mașina, Robert, stai mașina. Păi, fetele fac banii, nu eu, dacă n-ai prins ideea. Nu fac eu OnlyFans-ă, fetele fac. Nu faci tu? Nu. Dar de ce ești îmbrăcată, mai așa, cu plasta asta de... Pentru că probabil e soare afară și e vară. A, zici și tu dreptate, dar a plouat de dimineață. E, acum e soare. Și mie cum se pare că e îmbrăcată? Bă, femeie, dar tu nu crezi că ești ca în goală? Nu. Nu? Și copilul ăsta? Nu. Copilul ăsta mic? E soare afară? Nu știu. Și mamă, tu ai vestă de asta, zici că e iarna. Ia, stai cu... Stai cu... Nu mai stau cu curul la copil. Da, unde-i copilul? În mașină. Ah, nu-i... Bă, bă, Robert! Am înțeles. Ce mașină, Robert? De ce ești așa în mașină? Că... Că e... Du-te, stai în mașină. Trage... Trage la necaz, hai, du-te. Pe unde-i Zumi? Zumi nu știu. Care-i treaba, mă, unde n-ai băiala? What? Hello? Da. Ia stai puțin. Ce-i? Ce-i, mă? Am trătat. M-au zis, mă? Bine, Lucy, dar știi da. Să faci tu momentul de față? Să încerc să sar cât mai puțin în evidență, ok? Ok. Adică, nu prea ești îmbrăcat adecvat, da? Da, ok, nene. Sunt pregătită de orice? E, băi, bă, oh. Ești pregătită de orice, în orice moment ești pregătită. Bă, Marisa, dar unde s-ar ochi? Da. Ha? Unde s-ar ochi? Marisa, ai grijă cum... Ce, mă? Că dacă-ți fut-o stângă... Eu de ce ce-am... Doamne, de ce s-o... Băi, băi! Aoleo. Ești bun. Robert. Ești mașina. Robert. Ia, cum îl potolesc? Robert, stai cu spatele, stai cu spatele. Na, 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 na. Na, băi! Stai cu spatele că vine briza mării și te ia pe sus. Te ia de tot cu gânduri, te ia pe gânduri. De ce-i? Deci alea tale, parașutele, drentrele, alea, cliente, au luat-o pe nevastă mea pe sus, au dezbrăcat-o tu s-o la băți. Fetele mele nu fac așa ceva, nu mă lași că mă duc peste ele în club. Cred că nevastă ta s-a dus de bună voie în ce mi-a zis ea mie. Da? Da. Eu dau un telefon acum, fii atent, stai așa. Bă, ea părea să fie interesat în chestiile astea, pe care zicea că întreba să-i mea... Păi aia zic și eu! Bă, vezi, ai mea cum a venit, a venit la și se întrebe dacă face sau nu, că vrea să-i ia zi. Dar chiar așa s-o ia pe sus și s-o dezbrace? Nu știu, dar mă, ce s-a... Nu știu ce s-a întâmplat. Păi și ăștia... Nu, n-a luat pe nimeni pe sus. Bă, pierdem pe Petre! Da, din ce am văzut, nevastă ta chiar era interesată, adică... Era acolo. Alo, da? Uite-l pe ăsta, amicu. Frede? Uite, știu ce i-am zis. Ai luat-o? Ai luat-o, hai mă, dată. Dar ești foarte frumos, Robert. Da, ia-le pe alea 3 sau câte sunt și dă-le de dulap, dă rupe mesele cu ele, băga mea și gura lor. Da, da? Mai, nu, nu-l omor încă. Dă-le două, gură și aia. Stai mă să faci ceva de Federico, mamă, vezi că face tam-tam-tam cu alele tale. Cred că le angajezi la gunoi acum. Fetele mele au bodyguard acolo, înțelege? Poți să iei și una pe tură dacă vrei. Bine, bine, hai, da, dă-le banii trebuie să vină la mine. Păi, le duci la gunoi de acum. Să-mi aducă banii. Lucy Scăr, ai auzit? Da, îmi găsesc altele, ce mă doare pe mine de ele. Să-mi facă banii. Da, mă, da, zic că nu, dă-i, dă-i acolo. Hai, pa. Vezi, mă? Ce să ai un frate adevărat? Ești forță. Mă interesează doar deci... banii făcuți de ele. Unde-i Zumi? Nu vreau să ies, nu vreau să ies, nu vreau să ies, bă, nu, nu, nu mă uitați pe ușă. Zumi, ieși, e mașină. Nu ies. E și copilul. Nu ies, nu ies. Bă, mai bine să nu iasă. Nu ies. E de rău? Vai, intră mașină, intră mașină, intră mașină. Intră mașină să-ți explic, bine că m-a luat, bine că m-a luat, Fede, bine că m-a luat.
Vezi că ți le-am învine tipul ăla. Ce faci? Nu mă interesează, că mi-au altele. Mi-au furat doi hainele. Ce te-ai dus? Da, m-am dus să... M-am dus... Ce băieți? Păi m-am ți-am spus că m-au luat fetele ei și... Na, nu vreau să aud. M-au luat fetele ei și m-au dus într-o mașină și mașina era mai mulți băieți. Na, eu discutăm mai când ajung acasă, da? Ce m-au luat hainele? Discutăm când ajung acasă. M-am încărăstor mașina asta. Bă, Nu prea e bine ce se întâmplă aici. Bă, Lucy, dar bap! Ia uite, ce-i... Ce-i, dragă? Ia uite! De ce lucrezi la... De ce lucrezi la clubul în industria asta? Da, nu lucrez eu. Sunt patrană. Cum adică ai schimbat patrană la clubul ăla? Vrei să dau foc la club? Da, nu lucrez eu. Nu mă fac asta, să vezi câți bani o să ai de plătit. Stai, niștită. Bă, hai să trecem pentru ce am venit noi aici, dar zoom e ok? Bun. Nu, stai înapoi. Aoleu. O să zis cu ea. Robert. Care-i treaba și ce s-a întâmplat? Da, nu pare. Robert, hai, vinem cu aici. Zoom-i, noi vorbim că nu ajung acasă, da? Poți să ai grijă de Robert? Că avem o treabă, 10 minute. O să mergem amândouă, o să-mi povesti ce s-a întâmplat. Te duci cu... Ce dracu facem cu Robert vine cu noi. Hai. Robert vine? Da, Robert vine cu noi. Oh my god. Hai Robert. Hai Robert. Hai eu și merg cu fata asta. Ei, bani bani, am devorat. Aoleu. Bă, dar era zoom și... Ce faci Robert? Robert, vezi că... Când îți zicem să taci, să taci. Simplu. Da. Bă, vorbește, bă, vorbește frumos copil. Băi, și pleacă. E copil, mă, lasă-mă ce vrei, copil. Și pleacă de aici. Ia du-te, mă, în drum. Băi, eu vorbesc cu prieten sau vorbesc tu cu ești unchiu. Tu ești unchiu. Te să ai grijă de el. Uite, Michi. Bă, stai, care era? Asta era podul. Da, uite, ce mai ești? N-am nimic acolo. Deci... Trebuie să... Ți-ai zis că mai e aici? Ia sună. Sună dacă mai... Nu știu, nu sunt poveriști de... Ce? Nu sună. A, ce faci pete mai aici acasă la ea? Mă auzi, dă-i mesaj, dragă, care-i situația. Sună, baby, sună unde e. Păi e cu Sebi, guys. E cu ăla micu. Da, e la aia acasă, ci că stă cu ea. Ah, ok. Hai să vedem. Cine-o? Bă, Ziceți-mă ce se întâmplă. Bă, deci Petre are... Nu zi mie, zi lui Robert. Robert, deci fii atent. Noi mergem la fratele lui Marisel acum și trebuie să vedem ce face. De spionăm, nu? Nu! Nu? Doar vedem ce face fără să creăm zgomot, ok? Deci nu creezi zgomot, da? Ia. Înțelege, mă, băi, tu chiar așa-l crezi? Ok. Ha. Bun, deci te descurci de bără, da? Ia, și cu mine. Vezi, mă, vezi. Mai frumos era numele Papel. Na. Mai bun e numele Virgil. Deci Robert e până la urmă numele lui. Să știu unde mergeam? Genial. O să vezi. Genial plouă. Bă, te frig? Am ghele și ouă. Te frig? Nu. Bine. Ia, stamne. Ai grijă pe scară, da? Nu să nu pici. Bă, dar mi-e frică de ce să văd. Nu ți-a zis niciun detaliu ce fac ei acolo sau care-i drag? Sau ce pot să facă? Păi, dacă fac altceva. Păi, el are 15 ani. 15 ani? Și ea cât are? Peste 18, clar. Ma, cum e aia? De aia de copii, cum se numește? Pedofilie? Pe a, pe două, da. Bă, vedeți cum se intră în casă, da? Ce? Robert, intră în casă, da?
Bine, bine. Ești... Robert, intrăm în casă și doar spionezi, da? Ia. Ce... Merge ce să... Mici... Bă, ușor, Robert. Nu, că părinți suspicioși. Rampa, 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 trebuie să ne vadă, dai pe mă. E frumos și afară. Bă, mm-hmm. Te vede. Nu e bine. Te iubesc. De best trebuie să merg la restaurant. Am sincer. Te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc. Rama da făcă rar. Pe cu Robert. Robert. A ce? Ce? Pușcică șu... Pușcă cică tu asta-i... Iubesc cu alea. Unde-i să intru? Ai intrat și ne păiți în rău. Unde? Hai că intru păiți. Așa, șt, 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 șt. Mă, băiți, mă. Bă, mi-și... Uite ce pahare au ăștia. Ești nebun? Bă, mai ușor, mai ușor. Just like ce casa au ei. Trebuie să mergem la restaurant. Mamă, băgă! Ce s-au auzit? Napoi. Pătă capul meu ce casa au ăștia. N-am mai văzut în viața mea așa casă. Ce-ai făcut, bă, ești prost? Bă, și ce-i de copil, bă, dar tu ești neapărat. Bă, o să pleacă la restaurant. Tu? Bă, au zis că pleacă la restaurant. A, zis că pleacă la restaurant? Păi și noi trebuie să mergem da, să mai... Da, hai repede pe pod. Hai, repede. Robert, alargă, da? Cum te-am învățat? Cu te-ai... Mama, ce-i? Hm? A făcut mama, ce-i? Aoleu! Bă! Mamă, dar nu mai, le-am pierdut, gata. Bă, nu. Andrei... Ai pot, Robert? Ia. Bă, dar cum ai scăpat un pahar ăla, ha? Ce să mai zic, el se miră de pahare. Ce trasete, ha? A vrut să vadă dacă e... Da. Bă, dar ai văzut ce vorbăreț omul, ci că te iubesc și că alea, dar te cunoaște cu ea bă, de... Bă, dar răgușiră, bă, ăsta nu știu. Bă, da, mă, dar pe bune nu e ok. Are 15 ani, ia câți ani are? E ceva putere la mijloc, mai ales că îi zicea așa direct, toate alea, haide, te vreau pe mine, bă. Cred că are ce-o mare. Nu știu ce să zic. Hai la mine mașină. Eu nu m-am mașină aici, am venit și eu cu asta. Închid-o. Bă, să iau la mașina mea. Hai, da. Ghinion. Băganem. Ia, fă dreapta. Aici? Dreapta. Mișto tot în față. Ușor. Nu, e până trecut pe aici sau... Nu știu. E benzina în spate? Ok. Unde ne-ai bolă, mă? Știi care restaurant? Ia puși-te la magazinul ăsta. Puși-te la magazinul ăsta. Bine? A, nu s-a zicea că n-am ușit. Trebuia să vezi mașina, mă. Are Porsche-ul ăla alb. Uite aici, stai aici. Aici e locul unde de obicei vin lumea. Poate e vreo amantă de-a ta și stă cu el ca să se apropie de tine sau... Ce? Mamă, cum ați gândit? O să mor eu, nici eu n-am gândit-o așa. What? Nu știu ce să zic. Să bap în clubul ei de zip. Și am așa pe clubul zip. Bahamas. Bă, știi unde e restaurantul? Nu, de unde să știu? Ai, de capul meu. Dar de unde și-a luat ăsta, mă, carnetul? Pune-te în spate. Unde-i spate? Ah. Pune-te în spate și lasă-mă. Mă jur că l-am urât. Cum te-ai pus? Zzz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 
Ce faci, mă? Stau în față, ce sunt eu? Păi pune-te în față. Vezi? Mă, dar unde mergem? Ține-te după mine. Bine. Da, aici, da. Dar nu pune mașina aici, că pare suspect. Nu aici. Altundeva, uite aici. Aici, aici, perfect. Invers. Ca să putem să ieșim ușor. Deci bag-o invers, întoarce-o. Bravo, mă. N-ai senzoria degeaba? Bă, ce vrei, mă? Că am dat cu spatele niște cutii. În față? Ia vină cu aici să-ți arăt ce ai făcut. Hai, mă, lasă, mă. Hai, Robert. Hai de capul meu. Deci, Robert, ai auzit? Nu scuze sună, da? Ia. Bun. A, uite că mi-a dat mesaj că au ajuns la restaurant. Dacă-i, nu, nu, nu. Ce fai, mă, te piși la floarea omului, bă? Ai fost... Te cacă-n Pampers? Te cacă-n Pampers. Bă, Marcel. Da. Îl schimbi. Vezi că s-a căcat. Eu nu schimb pe nimeni, du-te de aici, că nu-i copilul meu. Frate, schimbi tu, așa. Nu e copilul meu, hai, vă pop, Robert, hai, schimbă, hai, da? Vă pop, a. Ia. Așa. Hai că o să fie acolo, cred că Fukushima, Nagasaki. Bă, Robert, liniște, da? Bă, sunt la prima masă, ce căcat? Te simtăm pe altă parte. Ce? Na, hai, Naiko. Da. Hai, vinem cu aici. A, nu poți să treci pe... A, cum treci în față? Ce mă aici? Treci normal? Nu! Fără să ne... Ia stai, cum? Stai. Nu, nu! Mamă, da. Te așteaptă. Dă-te, dă-te să vezi cu tec. Cum trece? Nu, mă, nu. Așa trecem, rapid, hai. Nu a făcut, băi, dobitul. Hai, mă, că n-aude, cum se aude de acolo? Da, Robert! Hai, Robert! Bă, Doamne, cine l-a pus pe el să se infiltreze cu noi? Ce-i zis, mă? Bravo, mă! Păi și Robert? Îl trageți, îl iei! Urlea eu, brate, vină ca Robert. Poți să urci aici? Nu poate! Stai că le-a. Nu poți să urci nici aici. Aoleu. Hai pe zi-a. Hai, mă. Pune-te cum? Dai, 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 așa. Hai. Bă. Ce te... Bă, suntem prea mult, mă, stai puțin. Eu mă duc în față și vă spun eu după ce zice să mă ceva în genul ăsta. Bă, stai, că vin și eu. Bă, nu-i cum ieși de aici? De ieșit nu mai ieși. Decât după ei. Eventual. Bine, fii atent. Dă-te, dă-te. Dă-te. Unde-i mă rog? Fumezi iarbă sau țigară normală? Am înțeles. Unde stai? Unde-i răgu și Petre? Eu... Aș dori și eu, dar nu prea mă lăsă fratele meu. Nu, dar... Du-te mă, du-te. Tot încă vreau să... Eu n-am avut pe aia. Nu știu. Eu n-am avut pe aia. Bă, dați-vă, ce e aici, locuri VIP? Haide. Haide. Dar cine e aia? Aolo. Băi, taci. Taci că se duc să fumeze iarbă. Ce fac? Că se duc să fumeze iarbă. Bun umor. Da, nu.
Și că nu lasă fratele, așa zici că. Poate pleacă din loc. Ok, ce se întâmplă aici? Întreabă-l ce se întâmplă, întreabă-l ce se întâmplă pe el. Stai. Întreabă-l ce se întâmplă. Ăsta era plecat. Du-te pe el, du-te pe el, du-te pe el, du-te să spună unde, hai. Aaaa! Poate găsesc. Uite-l acolo. Perfect. Te duci, bă! Te bă, era tatul. Dreapta sau... Oh, opa. Stai. Mamă, dar se duc. Că l-am prins în fragan cu ce nu trebuie să-mi bat piciorul. Știam că nu e de treabă cu tipa asta. Dar nu înțeleg de ce vreau să îi dea chestii nașpa. Dacă nu înțeleg. I-a promis ceva, nu înțeleg. Era aici și spune că a venit. Unde naiba se duc? Hai, întrebarea mea e. Aoleo. Nu cred că a observat că e urmărit, sper. Nu știu cine conduce, cred că clar, ea ar trebui. Bă, da. Ce faci? Zici că... Nu mi-a răspuns la telefon. Nu ți-a răspuns, a? Bă, iar te cași mă, nu te-ai căcat în Pampers? Bă, îl schimbi. Bă, nu-l schimb. Ești cu copilul tău. Da, eu l-am schimbat, mă, odată eu. Bă, bă. O să-mi păzumi, da, chiar așa. Păi, copilul aici. Ia la născut, ia-ți. Alo, mă auzi? S-a căcat Robert, vino și schimbă-l. Vino, nu-mi pun, nu. Vino la observator. Tu-l schimbi. Nu. Te schimbă maică-ta, mă. Un Q, schimbă-l. Nu-l schimbă, Veri, schimbă zonii. Bă, l-a schimbat eu odată. Haide, mă, Veri, aici și mănânci pe mâini, schimbă-l. Și tu ai mănânci. Bă, te căcă pe tine? Puțin. Puțin? Puțin. Puțin doar, cine puțin. Cine vezi te schimbe, eu sau un Q? Bă! Ca și nu facem discriminări. Ah, nu cred că au ajuns așa de repede. Bă, femeie. Ah, uite-l acolo. Bă! Ia și schimbă-l. Oh, ce faci, mă? Nu am dat nimeni. Ia și schimbă-l. Schimbă copilul, Zumi. Tu schimbi. Bă, cine vezi te schimbi? Ai venit până aici să ne spui că nu schimbi? Păi, se schimbe copilul. Mami, și-a nu facem discriminări. Bă, aveți un copil, ești de mult. Ai auzit, mami? Schimbă-l. Hai, bă, dar eu îl schimb în fiecare zi, să mai schimbe și el. Deși ia-te, rămâi cu el la mașină aici, că noi trebuie să mergem să vedem ce face Petre. Rămâi cu el la mașină și-l schimbi. Nu, că va pe Robert cu mine. Mamă, că-i cu mine. Mai are un pic se cacă pe mine. Nu, bă, te mai... Căcat de două ori până acum. Ce-ai mâncat, Robert? Nu mai zic căcat. Robert, ce-ai mâncat? Scândură de veciu. Hai, Robert, vină în camera. Pașoli. Hai, urcă mașina. Poți pune asta pe cap, iară? E la un McDonald's. Vezi McDonald's? Haide, hai să mergem. Uite-i, mă. Uite-i acolo.
E acolo, uite-l. Te-ai văd. Coaie, sta se droghează, ești nebun. Nu, nu, nu. Bă, vezi că te-a trofut de lindurechi. Nu, 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 nu. Nu e ok, o să intrăm peste el. Bă, Marcel, o întrebare am. Intră peste el? Și dacă-i prindem, clar, ce facem? Clar, intră peste el. Exact. Clar, și mă duc la, direct la maica asta să-i zic tot. Bă, nu bă, ești prost! Păi? Bă, te-ai văzut tu, bă, ca frate, te duc la maica să-i femeie. Da, nu, Vere, bă, Vere, nu, bă, mă, mă asculti, înainte îl cert eu, dar el 100% la cu de încăpățânat, el nu o să înțeleagă. Și o să-mi zică, ce? Nu știu ce, mai știi cât de rebel e el? Că de-aia face chestii de genul. El zice, no, cu ce, lasă-mă, că dalea, că bam, că hau, că nu mai zic nimic. Uite. Ne vrem cu așa. Unde te duci, bă? Mă duc la ei, mă duc la ei. Nu, 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 nu. Robert! 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 Bă! Ești pe șoște, v-aș vedea nebunilor. Ia uite-l pe ăsta, ce că v-aș vedea. Păi, nebun. Eu nu înțeleg ce fac eu. Uite cum se uită la el. Vezi? Bă, ăla-i Petre, nu? Bă, nu! Nu strică! Da, măi, Petre, ce nu te recunoști? Bă, fumează! Fumează, 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 no. Mă duc peste el? Ziceți cum facem. Zi, mă duc peste acum? Ia, uite, uite-l cum faci, uite-l cum face. Nu, fii atent, fii atent, deci. Robert, du-te acolo. Du-te, du-te, du-te. Du-te, du-te, să vedem ce zic. Uite-l cum face. Doamne. Hai grijă, Robert, da? Te duce... L-ați trimis pe ăsta, mă? Bă, voi l-ați trimis pe ăsta, mă? Și ăsta ce să zică, ce ăsta ce să zică? Mă duc acum, nu? Mă duc eu? Îl omor. Bă! Am buscat! Robert, Robert, dă-te! Robert, bă, Petre, ce faci, mă? Nu. Futu-s, Petre, ce faci, mă? Ia zi, mă. Băi. Nu fac nimic. Cine ești tu? Tu așa ai vorbit cu mine la telefon? Că te duci să fumezi iar, bă? Nu. Ce bună, mă, că ți-l vorba asta acum. Da. Bă. Nu-i treaba voastră ce fac eu. Cum e treaba mea? Tu ce nu vezi? Nu-i treaba mea. Stop, stop. Tu n-ai făcut nimic. Tu n-ai făcut nimic. De ciufola și de te tăpălesc pe aici. Am niște discuții acum. Dar nu-i treaba voastră. La perete amândoi. La perete. Amândoi, 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 amândoi. Și tu, hai că și tu. Tu câți ani ai, mă? Ia spune. 18. Ăsta are 15, știi? Băi, știu. E corupere de minori asta. Tu știai treaba asta? De ce, de ce, de ce faci cu chestii de genul? Ia spune și mine. Uite da, la mine, uite la mine, băi. Da, e viața mea, la fac ce vreau. A, faci. De viața ta? Stai că-mi vine să mă piși de cum ești de viața ta, stai. Dar ce-i treaba ta, amu? Ești fratele meu, nu, nu mă interesează, ai familie, eu pot să fac ce vreau acum, nu mai ești... Ești eu fratele mai mic, dar șmecher, pot să fac ce vreau. Mă, bă, Petre. El e fratele tău de care cred că te-a rupt peste alustrada, da. Alustrada asta. Petre, ce zici, bă? Că n-am auzit bine. Nu, și că ce e viața lui, că face ce vrea. Dacă ai făcut... No, mă. Păi, e viața mea. Dar ia vină cu aceea, dă-te, dă-te bezea puțin. Nu. Dă-te bezea puțin. Bezea. Lasă-l, bezea, nu, 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 bezea, nu-i moment, nu-i moment, lasă-l. Nu, eu te muse de la tine, bă, de când plată câinele la stăpân. Petre, calmează-te. Păi ce are? Băi, 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 Robert, 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 de când mă spionați voi și vă băgați voi în viața mea? Băi, taci din gură când vorbesc. Ce am vorbit? Dar nu vreau! Mamă, băi, cum intre, cum intre, cum intre, chiar... Nu, 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 gata, stop, 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 stop. Stai pe loc, bă, stai pe loc, stai pe loc. Stai pe loc, am zis, n-auzi? Băi! Nu! Bă, stai pe loc. De ce te comporți așa, ho, oh, că-ți vreau binele. Stai aici. Îți vreau binele, stai pe loc. Că-ți vreau binele. Da, e viața mea. Păi e viața ta, viața stai ta puțin. Începe de la 18 ani, înțelegi? La perete amândoi. Ai înțeles? La perete amândoi. La microfon, guys. La perete! De la pași. Comentezi? Comentezi? Are ceva la microfon. Da.
Da? Bă, ți-a luat pe balastar de asta. Bă, bă, de când ești mă tu așa tu pe aici, eu te-am ajutat cu fata asta să te duci cu ea la restaurant, să frumos așa. Da, dar tu... ce are dacă vreau să fumez? Nu înțeleg. Bă, vere, bă, nu dacă trebuie. Fumai o țigară normală, bă, mai înțelegeam. Cu ce te ajută chestiile da, astea? Da, să fumezi iar, bă. Dar nici da, țigară normală nu te ajută cu absolut... Și nu te ajută cu absolut nimica. Bă, de ce? Să, stai puțin. Tu de ce îl... Ia spune și mie, tu de ce îi spui să facă? Aoleu. El mi-a spus că e ok. A, că e ok? Că... A mai făcut asta sau că ce? Nu. Ce caută Petre cu femei mai mari decât el? Tu ce cauți cu el păi, care are 15 ani? Dacă știe care are 15 ani. Spune-mi. Pași, pan, fumează, droguri. Droghează. Nu, gata, eu nu vă mai suport. Mă, ți-l împuși, rămâi fără frate. Faci asta. Pune și mie, pun opresc pe ăsta. Eu ți-am zis că trebuie direct cu direct cu artilerie grea. Stai pe loc! Stai pe loc! Nu stau! Băi... Da, mă, dracu. Mamă, bă, deci tu chiar ești... Tu chiar ai o problemă. Stai pe loc, frate! Că nu-ți vreau răul. Nu vreau! Nu-ți vreau răul. Nu mă prinzi! Vere, nu-ți vreau răul, stai pe loc! Nu stau! Aha, uite că te-ai împiedicat, fraiere. Stai pe loc! Au! Na. Au! Eu ți-am zis să te calmezi. Băi! Stai pe loc! Ce te-a băgat aia în camă? Nimic! Băi! Da! Aolea. Tu vrei să o imprezinti sau ce că nu înțeleg? Da, eu am întrebat-o. Vrei să o impresionezi sau ce că nu înțeleg? Da. Da? Să pari un șmecher. Au, nu, doamne, bă, frate, de ce nu apelezi la statele noastre? Au! Mi se închid în beci? Bă, zumi! Pune și mie, de unde o cunoști pe tipa asta? Frederico! A? Ce, mă? A? Ce, Frederico, mă, eu te-am ajutat cu ea, mă. Tu mi-ai arătat-o pe Tinder. Bă, ești de bula cap! Minte sau? Nu, nu i-am arătat nimic. Inventează acum. Bine, dacă... nu mai mint, am văzut-o pe Tinder. Mi-a zis că s-a cunoscut cu o fată și că... îi place mult de ea și că s-a, ăsta, s-a întâlnit cu ea și că are bani. Bă, nu e problema că am întâlnit-o pe Tinder, e problema că de ce fumezi. Dar am încercat. Dar nu te ajută cu absolut nimica. Și mai ales doar am încercat odată. Ai, te ajută. Droguri? Iarbă? Tu știi că iarba este un drog? Cum merge? Nu este voie și nu este deloc benefic pentru tine. Tu știi că dacă te prinde poliția poți să intri la școala de corecție? Și... la... Nu te ajută cu absolut nimica. Câte... Mă, cu metri, stai, taci din gură. Tu nu înțelegi că lucrul ăsta nu te va ajuta pe deloc efectiv? Poți rămâi independent de chestiile astea și nu te ajută absolut deloc. Deloc. Te poate face să intri în depresie, te poate face să ajungi chestii mult mai rele și nu crede-mă că nu vrei. Hai mă, nu mai zici tu așa, că dacă îmi zice mie așa, cred că vom mai rău. Da? Pe bune? Da, aia zic, cum îi spui tu? Cu ce? Mă bați. A, mai găsi soluție să mă bată. Stai pe loc. Băi, băi, băi! Stai jos. Prostule. Infectule. Ce probleme? Ai grijă cum vorbești. Ai băiatule. Eu ți-am zis că de când lată câinele la stăpân? De când a pescat capul coajă? Păi de când el tatăl meu sau stăpânul meu? Bă, băiatule, te-am ajutat. Bă, am avut grijă de tine, băi. Ce comentezi acum? Ce ați avut grijă, mă, de mine? Păi dacă fumezi iarbă, ești dobitoc? Da, la, nu, lasă-mi spune lui Miruna, să vedem ce zice Miruna. Ce? Nu. Plec de acasă, plec de acasă. Oh, unde vrei să fugi, că mai fugi nicăieri, ți-am zis să stai locului. Plec de acasă. Asta e soluția ta? Asta e soluția ta? Plec, mă mut în alt oraș. Aoleu. Te muți în alt oraș? Și cu ce nu, pleci? Nu. Tu la 15 ani te muți în alt oraș să fără nimic, a? Unde? Bă, n-auzi. Stai pe loc. Stai pe loc. Stai jos. Bă, lasă telefonul și stai jos. Stai jos. Nu, stai jos. Jos. Nu așa. În fund. Sit. Stai în fund. Sit dog. Așa. Ce facem cu asta? Am încercat. Da, am încercat. Mai asta zice.
Ai încercat, nu? Și o să mai faci? Am auzit eu cumva să iasă cacă copilul ăla. Da. E de la Mac. Nu știu ce-i dați de mâncare în cap, aș da. Mac. Băi, nu-i mai dați. Băi, vino cu mine, Petre, să vorbim ceva. Vino cu mine. Dacă mai pui gura, nu, mai pui gura. Nu mai gata, gata. Ai auzit vino că mai pui gura Petre, vino cu ace, Petre. Bă, gata. Băi, Petre, tu nu înțelegi că n-ai cu cine să ți faci așa ceva? Tu crezi că ești mai șmecher decât? Mă enervează, frate. Aolo. Băi, cum e, Petre? Stai, vino cu ace să vorbim și noi ca oameni. Vrei să vorbim și noi ca frații? Stai puțin cu ace, bine. Nu ți-te la mine. Băi, eu nu-ți vreau rău. Poți să înțelegi treaba asta? Știu. Știi? Păi atunci de ce fugi de mine? Spune și mie, crezi că vreau să-ți văd rău, fac rău, dacă îți făceam rău, îți făceam de mult. Tu mă înțelegi că toată faza asta e aiurea rău de tot? Adică puteai să vorbești cu mine, puteai să ceri și mie un sfat, puteai să... Chestiile astea nu sunt ok. Păi am vrut doar să încerc. Doar să încerc, să nu știu ce. Oricum nu mi-au plăcut. Și ideea e că... Direct dacă de la prima întâlnire sau n-ai știe cât te cunoști cu tipa asta, îți zice așa ceva. E a patra întâlnire. Și de ce te-a zis să faci asta? Sau care-i treaba? Că nu înțeleg. Dacă voia să fac altceva, să te facă să tragi așa de mai multe ori, pentru să după să te ia și să fac... multe și vreau să învăț mai multe de la ea. Te-a învățat multe? Ce te-a învățat, mă, ea, spune-mi? Nu pot să zic că mă bați. Uimește-mă. Nu. M-a învățat să fumez. Și ți se pare ok să fumezi? Păi, vere, fumatul e cel mai prost lucru pe care poți să-l faci, să mori, să-ți pierzi timp. În primul rând îți pierzi bani, îți pierzi timp și, bă, frate, îți face rău. Îți face rău, miroși urât. Like, what the fuck, unde vezi tu un avantaj din asta? Pune și mie un avantaj nu în treaba. Nu știu. A, nu știi acum. Păi și dacă ea spune că să faci, că e mai mișto, că nu știu ce, direct trebuie să pa-pa și pa-și-pa direct, știi? Contează că arată bine, că nu știu ce, că da, la 15 ani o grămadă de colegi ai mei fumează. Și nu au nimic. Nu au nimic. Să vezi tu, după aceea, când după mai multe țigări, abia o să se mai chinuie să mai urce niște scări, să mai alerge, o să obosească, abia se mai ridică din pat. Să vezi tu, că nu e ok deloc. Nu e ok deloc, like, nu... Am înțeles. Eu, uite, am vârsta pe care o am și mă crezi, dar am fumat nicio țigară până acum. Nici de curiozitate. Bă, frate, miroase urât. Nu. Nu mă crezi? Eu zic... Nu te cred. Eu zic sincer, în momentul ăsta... Eu mă duc să-i întreb pe ei. Nu treabă. Fratele meu, o fumat vreodată? M-ați văzut pe vreodată să fumez? Ce? Cred că a încercat țigări, dar doar țigări. Eu am încercat țigări. Bun, atunci și eu am voie. Băi, da, băi, ești prost rău de tot, dar prost rău de ce tot. N-ai încercat? Când m-am încercat, prăjitule? Doamne. Băi. Nu, n-am încercat, bezea am încercat. Știi care e dintre să fumezi și să te droghezi? Nu, dar fii atent, hai să-ți explic o chestie. Știi care e diferența dintre frate și tu? Nu, eu n-am ce dăunează, ce are dacă fumezi, ce dăunează, ce se întâmplă cu corpul meu. Eu n-am știut niciodată. Am știut că dacă fumezi, ești șmecher. Căcat, cea mai mare prostie. Nu, tu ești prost că crezi asta. Deci, pe bune. Nu mai vorbi așa. Ești prea prost. Ești foarte prost. Dacă gândești așa, pe bune. Treburile astea că dacă fumezi... Dar colegii mi-au spus. Aia păi care da, fumează își strică plămânii. Bă, fere, pe bune, like, nu e o chestie benefică deloc pentru tine. Nu te aștept. Vreau avantaj. Spune și pe un avantaj în treaba asta. Nu fumezi, chiar nu e chestie să fumezi deloc. Băi, ești prost sau dă-o, Bezea, du-te de aici. Bezea, du-te de aici. Bun, și am voie. Nu, băi. Băi, hai țigări, la tine, ia-ți cu alte mă pe ăsta să-l caut de țigări. Nu! Dă-i. Bă, vină cu ăla, vină cu ăla. Muncă, băi! Nu-mi lasi! În râs, hă? Dacă că picam, râdeai, hă? Nu-mi lasi! Doamne, m-ai omorât ăsta, e nebun. Dă-te din aria mea. Dă-te, Marisele! Da, mamă, da, nu știu, ți-ai sedrat, ți-ai țigări.
Hai, calmează-te. Nu mi le iei. Hai, treci cu fața la... Uite, și, și el are trabuc. Nu e trabuc, este un pai. Nu. Am nevoie să-mi fac nevoile nazale. Nazale? Nazale? Ce? Să moare familia din prozorul tot ăsta. Uite, bă, dar fracte, e de la... Că nevoi nazale, ia uzi, mă. Să mă bat. Nu veniți aici. Mă, a luat o rază, n-arul de tot. Stai, da la țigări, nu știu de la ce, sau n-ai, bă, știi ce a făcut la țipacă, ta, mai puțin. Da. Alo? Ce faci, Marusel? Oooo, mică! Mamă, cum ai picat! Mamă, cum ai picat! Aoleu! Ce? Păi ce s-a întâmplat? Nu! Stai pe loc, stai pe loc, băi, băi, băi! Deci, eu acum sunt la observator cu Petre și... restul. Foarte bine, ce face Petrișor? Îl opuși? Nu face prea bine, dar... Te anunțeam. Hai că te sun eu în câteva minute sau eventual venim acasă direct, ok? De ce? Bine, bine. Pa, pa. Îi împuși eu după. De ce să mă împuși? Păi să-l împuși, n-ai voie, de ce să-mi puști un copil? Bine. Nu-i spune. N-ai voie. Învățăm, învățăm deci oamenii face să fim. Deci ea nu trebuie acum, mă face efectiv... Așa, e când l-a pus. Băi, Petre, tu știi că nu rezolvi dacă fugi, adică mă faci pe mine să-i spun numai câta dacă fugi. Și eu nu vreau să fac asta. Bă, mă, stăm să alerg după tine, mă, că m-am plictisit la cât alerg pe aici. Stai într-un loc. Bă, îmi vine să leg de cale și fapă. Șmecherule, că ești șmecher și fugi ca o fetiță. Stai dracu aici. Dacă mă enervezi, o să ajungă să știe toată faza asta și eu nu vreau treaba asta, ok? Dar oricum te cunosc eu pe tine și știu că o să i-ai spus măcar cuiva. Ce? Te cunosc eu prea bine și știu că ai spus ceva. Că... Ce să spun, mă? Când ai vorbit acolo la telefon, mi-a spus Frederico că ai vorbit cu mama. Da, da, și am spus că sunt cu Petre la observator și m-a întrebat cum e și am spus că nu prea bine. Atât. Ai înțeles? Păi... Ia zi, ce păi? Păi ce, vrei să încep să vorbesc? Am zis că mergem acum acasă și vorbim. Mă. Vezi? De la țigări. Ha. Clar asta, de la țigări. E, are plămânia aia plin de fum de iarbă. Ce până mea? Ia și mă, Ioși. Ce? De la țigări, da. Cum e tren? N-am deșinat puțin. Am leșinat puțin ce. De la țigări, vezi? Ce fac țigările astea? Vezi? Mă, dar mamă n-am gât. Ce fac țigările astea? Ai și asta. E o mașină, ce crezi că e? E a mea. Mă, iară-ți la mașină. Mă, iară-ți la mașină, dacă... Bine că mie nu îmi iei. Aolo, dar de ce ți-aș lua ție? Ia spune și mie. Ai permis? Nu știu. Mare? Ești mare, ai 15 ani. Dar și tu ai... Și tu ai condus. Na, 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 și ce trebuie să fac și ce fac eu dacă mă arunc în capul ăla? Normal. Că merg de la asta acasă. Hai. Hai. Dacă mă arunc în cap, te arunci tu, nu? Normal. Nu. Normal, da, e clară treaba. Nu, dar și eu o să fac asta de când o să... De când ai început și tu. Când mi-a spus mama. Hai măi, că deja ești. Bă frate, tu vrei acum să ai probleme sau nu? Nu vreau. Dar... Atunci poți să înțelegi și te trebuie să faci asta. Eu doar am încercat acolo, n-am vrut. Știu că nu o să mai fac chestia asta. N-ai vrut, dar ți-a băgat tu ea în gură, hai că... N-ai vrut-o, bă. Bun. Cred că m-ai spinat și la date, este? Un pic. Nu prea mă auzi multe. Un pic. Da, un pic. Sper că nu acasă. Da, a zis că am multe acasă. Nu, nu te-am ascultat acasă. Ok, măcar atât. Și că te iubesc.
Mamă, Frede. O, ne... Nu-i mort. Ma, cred că a murit. Cum o zici și zici că... Cred că a murit. Ha? Ha? Cred că a murit. Ha? Cred că a murit, ce tare. Ce tare, cred că a murit. Da, cea, cred că data viitoare o să facem treaba asta cu tatuajele, tunarea mașinii. Avem multe chestii de făcut și să vedem care e treaba cu Petre, dacă mai ajunge cumva pe la ăla sau... Să ne apucăm și de treabă cu Frederic, avem cumva... Nu, am uitat că e Robert cu ne... Robert, ești bine? Petre... Ce faci, mă? Pleacă! Lasă-mă pe mine puțin să scoată mașina. Mamă, ce șurub am făcut. Dă-te, dă-te. Ce bă, băi, lasă-mă aici de aici, mă. Bere, iese fum din ea. Lasă-mă că mega șia cu ea. Nu mergi, dă-te, dă-te, dă-te să o rezolv. Nu, dă-te că-i... Bă, l-a băgat pe Petre între gunoiul. Ești ok, mă? Băi! Băi, ești nebun! Da, mai fumezi? Bă, ești de acolo. Ești de ok, mă? Bă. Mai fumezi, bă! Mai fumezi? Mai... Hai. De ce sunteți nesi? Hai, urc. Ce zici, mă, poate mor cum pe tine. Sunteți nesi. Poți să încerci să te comporți normal? M-ați lovit la cap. Poți să încerci să te comporți normal? Bine, sunt cu minte. Nu mai vorbesc. Bine, sunt cu minte. Stai în mașină. Poți să conduc eu? Tu mă auzi și am zis? Taci! Da. Frederico, vine să vorbim. Frederico și Bezea, veni să vorbim. Stai în mașină, băi, dacă de plică te uiți la volan, te puși. Robert, stai la... stai aici. Bă... Bă, l-am călcat pe ăla, băi, văzut? Da. Nu mai... nu mai zi nimic. Deci, fii antenă. Nu-i spunem lui Mirunei. Nu-i spunem. Momentan. Da, nu-i spunem, nu? Bă, vorbesc serios. Bă, vorbesc serios. Nu-i zice mâine, bă, ce ai făcut? Bă, vorbesc serios. Bă, chiar așa ne crezi, bă, da. Bă, ce ai făcut, bă, nu ne dacă întreb, ne băgam ceva, bă. Nu-i zice eu. Bă, mâncava și gura voastră. Nu-i spuneți că trebuie să facem o lunaș, bă. M-auzi? Nu-i zice. Nu-i ștea. Bă, tu chiar crezi că noi zicem? Adică, na, tu ne crezi pe noi că tu chiar noi așa... Gen, adică, gen, bună, Miruna, știi? Am da. Nu știu ce să zic. Ce-ați, bă, ce ziceți? Da, mă, nu. Nu-i spuneți că nu o să iasă bine deloc. Mă, ce pana mea. Să rămâna tanti Miruna. Știi, am venit cu Pete care tocmai ți-a fumat iarbă. Da, tocmai asta nu. Ai înțeles? Da, să rămâna tanti Miruna atât. Hai. Nu-i zicem. Nu zicem așa, sună tanti Miruna, Petre fu... Nu mai zice nimic. Sărbuna tanti Miruna, Petre a fumat... Ai grijă. Și nu vorbi prea mult, că s-ar putea să uiu casi zărădător. Ups. Ați înțeles, băieți, da? Ce? Ce? Ce-am vorbit? Ce? Ce-am vorbit? Ce-am vorbit? Ce-am vorbit? Ce-am vorbit? Nu. Ah, tanti Miruna. Nu, fără. Gata. Ah, da! Miruna! Băi, terminam. Miruna! Tanti Miruna! What the? Să zic încurcă pe zi. Bună, bună. What? Stai, ce? Doi. Aolo! E... Face yoga, face yoga! Aie, yoga! Pentru a acasă. Mamă! E yoga, e yoga. Ia ce, vezi că se scurcă. Tep, 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 Miruna! Ah. Uite, Robert, Miruna, tanti, du-te, 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 uite, asta e copilul lui Bezea. Uite, uite! Asta e copilul lui Bezea. Ce-i făcut la copilul? I-ai pus dreaduri în cap? Nu. Da. Foarte bine, Bezea, bravo! Uaaa! Ce-ți place să mănânci? Smec. O ce, o ce, mi-e chef și...
Îți place brocoliu? Nu. Ce muzică asculti? Mafia. Albi ești nebună. A, e clar. Inișebi, mângă capă. Nu știu cine l-a învățat. Da, se vede că e copilul tău. Nu, deloc. Da. Deci, să te învăț ceva. Ce spune tatăl tău, nu-l ascultă. Ascultă-l pe ăsta de aici. Ascultă-mă pe mine, pe mine. Sau unde-i Zumi? Nici pe maică ta. Nici, nici. Că e mai de... Let's go. Mă, ce faci? Ți-l țin, că iar căutam pe Chop. Hai că Chop. Intră și comportă-te normal în casă, hai. Ok, îi dau drumul, da? Da. Harem. Comportă-te normal. Come harem. Să scuze, tai că tu. Da. Nu? De el, de el. Auzi, Mirona? Bună ziua! L-am vă găsit pe Petre și noi e ok, tot în regulă. Da, bine ca, băi! Ia zi, Petrișor! Petre! Urmează! Mă ascund! Ai la o vorbă! Băi! Pe Zumi! Da, stai că intru cu tine, intru cu el în baie. Nu intri! Scuze! Nu stau voie! Mă, dar ce-a făcut Zumi? Nu! Poftim? Dar ce, ți s-a mărit da, sincer da. O să mă apuc chiar de scor. Nu, gata, ar trebui. Bă, ce faceți? Bă, ce faci? Mama, m-am mutat din nou aici și din nou s-a... Mă... Bă, da, Petrișor? Ce? Am uitat să spun ceva, mama e... Ce mama e, mă? Petrișor, ridică-te că-ți dau un picior. Mama. Așa. Hai să vorbim. Mă duc puțin până la mai. Stai puțin. Nu. Calmați-vă. Apoi, ia. Aspetă pe ăsta, pe ăsta. Groca. 3, 2, bine, stă mortul cu aia. Hai, 3. Da, 3, 2. Ce faci? Băi! Da, bă, că mă căd capul mie, bă, au! Băi, au! Băga mea, ce faci, mă? Bă, lăsați-mă! Băi, dai, băi! Băi! Petrișor, ia-l peste pe Petrișor. Bă! Alo! Ce mă puneți, mă, cu frate? Da, că mă bă, pe amândoi! Stop, bă, stop, gata! Bă! Ce mă, mă? Gata, mă, hold! Opriți-mă, băi! Chill! Mă, tu... Stai că mi s-o mai mult căști, mă. Gata, mă, chill. Ce asta ați fi, mă? Uite-l, băi, nici tataie fata. Mă, fac eu! Tataie, unde ți-a fugit părul? Na. Tataie? Te-ai tuns? Aga mea și mă! Ai auzit pe zea, pe zea, pe zea? Da. A zis... Bă, gata, mă, lasă baia aia în pace! Avem o familie și femei. Mă, joc eu acum. Vino cu coace, mă, lasă baia asta în pace. Uite, du-te la aia să vezi, așa e. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Marcel. Da. Mirona. Mă, ce se întâmplă mai aici? Mirona. Ce atâta aveți draci în voi? Ați venit cu draciul la mine în Mirona, am nevoie de ajutor. Zic că vrei copil, femeie. L-am schimbat de prea multe ori. Îl schimbi și tu, te rog? Ce să schimb? S-a căcat. S-a căcat de 4 ori pe el. Eu am schimbat pe ăștia doi atât de mult, nu mai bă, ajut. Uite, spuneți de mine că am fumat și... Ce-ai făcut? Nimic! Doamne, ce prost e! Doamne, ce prost e copilul ăsta! Doamne, ce prost e! Se poate! Doamne, cel mai mare prost e! Bă... Bă, da, prost! De nu te prind? Mami... Mai ușor, cum o dau șarelele. Da, ma. Bă, mămică, gata, lasă. Lasă-l, mămică, lasă-l. Lasă-l. Ce-a făcut, mă? E prost. Nu băga în seama. E prost, na, nu știu ce zice de fumat sau de asta, că n-am văzut făcând eu asta, da. A, n-a făcut? Nu știu, dar bara, mai că mă duc să vorbesc eu cu el. Mă duc să-l prind și-l aduc înapoi, da? Bine.
O, șapa ta de prost. Bă, da prost rău de tot. Doamne, cât de prost. Bă, tu ești prost. Stop! Oh, 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 că nu te iau. Oh! Stai, bă, că vreau să vă... Bă, da prost rău de tot ești, mă. Băi, cu metri, nu te dădea nimeni în gât și tu vorbești așa. Bă, i-am zis acum o chestie, de acum crede că nu e adevărat. Bă, cum e, du-te și spune că a fost o altceva, că nu știu ce, că nu, n-am zis noi că te lăsăm, nu că ai fumat sau okay. Mai știu ce. Nu știu, spune altceva, nu te mai da okay. Pe gol ca singur, ca prost, ok? Da, dar am văzut că lumea era plină de țigări. Și m-am scăpat. Și ce crezi că tataie, poate tataie fumează, n-ai ba știe ce vrea să facă. Ce? Păi și ăla are, nu, păi are 80 de, păi și, are, cât dacă, are, 70 de ani și fumează. Și ce? E viața lui, face ce vrea, dar tu ai toată în viața, păi, în față. Dacă el vrea să facă asta, ce, și nu m-a lăsat să fac ce vreau? Verea, în primul rând, tu ai 15 ani. În al doilea rând, ți-am zis că îți face rău și că nu o să te ajută cu nimic. Că nici pe tata okay. Nu l-așa, dar tata a devenit dependent de chestiile astea, înțelegi? Înțeleg. De ce să fac? Să te calmezi. Dar mi-a băgat Daria prea multe în cap. Na? Mi-a spus multe. Bine, frate, Caedra. Ce vorbiți aici? Păi, tu ești în mașină, cum vrei să vorbesc cu tine? Păi nu, că e am probleme cu geamurile, nu se deschid. E bine, hai, baftă. Stai să vezi ce mă omoară. De nu plec eu de acasă să-mi spuneți popă. Băi, ești prost? Vrei să te calmezi? Lemne în urechi, nu știu. Doamne, mi-a distrus casa. Ce s-a făcut? Distrugeți casa, frate. De zeia ți se pare... Nu. Cum nu, mă? Ești foarte frumoasă, dar mai fă un copil. Femeie. Dar fată să fie. Exact, exact. Mariu, să nu-mi faci mie o nepoțică. Ce faci? Îți fac eu! Ce faci? Ce faci, mă? Facem rozi un copil, da? Mariu, să se retrage. A auzit de alt copil numai, că Mariu, să se retrage. Bine la noapte. Nu te retragi! Băi, trece înapoi! Băi, Petrișor. Nu, lasă. Ce-am băie să-ți arăt eu ce înseamnă să fii prost? Haide! Zumi, dă-ți un drog. Dă-ți spune, Zumi, dă-ți. Mă, ce a făcut? Facem copii? Da, dă-ți un. Facem copii, fată? Da, face. În seara asta? Da, da. Ok. E clar. Ce ai zis? Dă-ți. Mai fac un copil. Ce faci? Ce faci, mă? Mă, dă-i. Ți-am îndeplinit dorința. Așa, te rog, o fată. Da, taie. Mă, fere. Deci, să vă explic. Ce ai făcut aia? Mi-am pierdut șapca și alta n-am găsit la magazin. Și ai găsit pe asta. Doamne, tataie. Te prinde bine culoarea, e bine. Da? Dar nu, astea, urechile astea mă prinde bine, a? Ești forță. Ia, ce melodii mai avut? Acum 5 ani. Talent, talent. Ce ascultă? Știi să mă îmbraci. Wow. Ce ascultați, mă? Tu ai ascult 5 King la baie? Băi, ce-a zis, mă? În timpul liber. De boxa aia cu o arunc pe geam. Mă, tataie, tu asta asculti în baie? No. Five Gang? Mă, mai, bă, mă, mică, nu, tu asta asculti? N-am ascultat așa ceva. Ce mai zis, mama e... Mama e... Băi, nu ești mama e... Băi, ești mama e un pic, adică... Mirona! Mama e! Mirona! Ei! Vezi că dormi aici, papa, că Zumi a dormit. Pe mine. Mama e! Mama e! Ce bună! Gata! Mama e, de ce ați spus? Când un poșet ai can, 10.000 în chiostan, ți-am să stai cai. Unde-i Petrișor? Nu știu. Eu cred... E afară. Ce faci pe casă? Pe casă? Mez. Ce faci, mă? Ce faci?
Nu știu ce face, dar e prea prost. Stai puțin că e prea prost, cred că. Stai ca în turbo. Ia uite. Ce cum vreau de asta, e prima dată în viața mea că nu aud. Te li știe mersul. Ia uite. Ia uite ce face ăsta micu, băi. Nu, cine l-am, da, zumi l-am. Avioniu. Da, o, dar să închidă, bă, melodia, bă, eu n-ascult Five Gang. Ia uite. Nu, mi l-a spart. Salut, bă. Să mai plec Five Gang. Ia-ți copilul. Aici stai. Petrișor, dacă mai plec de ei, ne supăram. Ăsta, că nu-l mai suport. Băi, băi! Nu, că e ăla, ăla da, ăla, lasă-mă, Hai, bușe, băi. Da, ar trebui să te duci să vezi dacă e ok. Sincer, cât de spart e baia mea acum, nu-mi prea mai mă interesează. Bă, că am ieșit. Și Petrișor o merită. Putut. Bă, că l-a omorât. Leșinat! What? Vezi asta cu el. Ce... Ce pana mea vezi, Veri? Bă, te să cam... Oh, nu, 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 cel! Oh, 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 oh! Băi! Băi! Termină-te, mă, copile! Deci, dacă mai faci chestii gen... Bă, terminați-vă, mă, ești nebun. Băi! Bă, ești nebun la cap. Ca, pe care l-am, nu pot să avans. Pot să de pe jos. Nu pe mine. Pe tine. Dar tu ce faci? Ai, ridică-te! De unde ții, vezea? Tu ce, mă ține în braț, nu vezi că doar. Capul mi-era, să nu vezi? Unde-l duc pe ăsta, mă? Unde-l duc, mă, pe ăsta? Unde-l duc, mă, pe ăsta? Nu, deși atent, te ocupi tu de el. Bag în casă. Tu te... Nu, 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 nu. Tu te ocupi de el, eu mă bag să dorm. Eu mă ocup de el? Bine, vezi că-l bag în gunoi aici. Nu, Vere, dar Vere, 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 Vere. În ceva moment să fie ok ca să nu facă nevoi, nu știu ce nervi. Dormă undeva ok. Ok? Carnalul. Dorm, bă, nu, Vere, dorm undeva ok. Bine, o îl duc ok. Da. Cred că o să mă bag la somn. Cred că o să continuăm data viitoare, guys, că deja episodul ăsta foarte, foarte lung. Și credeți-mă că o să vreți să vedeți următorul episod cu tot ce se întâmplă, cu toate nebunile. M-am băgat să mă odihnesc. Și-am ușor. Frederico! Mersi. Foarte bună! Mersi. Măi, să zic că fratii tău o să aibă un... un ochi vânăt. Am ce bună. Mamă, chat-ul se iasă derby rău de tot. Următorul episod. Nu uitați, dați acolo pe butonul drag, facem rapid peste 2500 like-uri dacă vreți următorul episod să fie duminică pe Trovo. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod și ne auzim data viitoare.